dacă ar veni o altă guvernare, am avea aceeași mărie cu altă pălărie. Adică USL-ul. Evident. Dacă o soluție logică și care ar putea fi în beneficiu țării ăstea și neamului ăsta, ar fi o moțiune de cenzură împotriva clasei politice a ultimilor 25 de ani și alegeri anticipate. Deci, moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Dizolvarea Parlamentului. Bineînțeles. Facă moțiunea asta de cenzură. Ideea e foarte bună. Ideea e foarte bună să știi. Poate merge pe dizolvarea Parlamentului? Instituțional. În rest nu va exista nicio schimbare. În rest nu va exista nicio schimbare. Această clasă politică formată din partidele binecunoscute românilor, care s-au perindat pe rând la guvernarea acestei țări, sunt în egală măsură responsabile pentru situația de astăzi. Și nu s-ar schimba nimic.